Procesul lui Antonescu este un document istoric în sine. Ne dezvăluie foarte multe lucruri pe care nu le-am fi aflat dacă nu am fi avut acces la acest proces. Pe lângă declarația lui Antonescu, mai avem și alte depoziții făcute de martori din acele vremuri. Este vorba de liderii politici ai partidelor istorice. Astfel, în 1946, mai 12, duminică, la București, s-a înregistrat scrisoarea lui Iuliu Maniu, președintele Partidului Național Țărănesc, adresată președintelui Tribunalului Poporului, prin care îi rămurește acestuia acțiunile întreprinse de el înainte și după 23 august 1944, alături de rege, de Mocioniu Stârcea, Niculescu Buzești, generalul Sănătescu și generalul Dămăceanu pentru înlăturarea guvernului Antonescu. Cităm. Domnule președinte, din presa de azi aflu cu mirare că depoziția mea din ziua de 11 mai anul curent, dată în fața Tribunalului Poporului, privitoare la întâmplările din ziua de 23 august 1944 și împrejurarea că am afirmat că nu știu ce s-a discutat în ultima audiență pe care Mareșalul Antonescu a avut-o la majestatea sa, regele, este interpretată în mod greșit. Astfel, presa guvernului interpretează că aș fi străin de întreaga acțiune de la 23 august 1944. Deoarece nu vreau să se străcoare această eroare în aprecierea onoratului Tribunalul Poporului, vă rog să binevoiți a lua act că înțelesul depoziției mele în conformitate cu realitatea este următorul. Tendința mea și a partidului meu, manifestată prin memorii, manifestează un... Deoarece nu vreau să se străcoare această eroare în aprecierea onoratului Tribunalul Poporului, vă rog să binevoiți a lua act că înțelesul de poziții mele în conformitate cu realitatea este următorul. Tendința mea și a partidului meu, manifestată prin memorii, manifeste, adunări, întruniri, propagandă și alte atitudini publice, precum și prin pregătirea spiritului armatei, a fost înlăturarea gravnică a regimului Antonescu și încheierea armistițiului cu Națiunile Unite, a căror concretă pregătire s-a făcut prin repetate consfătuiri clandestine, care se țineau atât în diverse întruniri secrete, cât și în ședințele nocturne de la palat în prezența majestății sale. În afară de această acțiune internă menită să pregătească opinia publică românească, am întreprins și am condus pentru reușita loviturii de la 23 august 1944 o întinsă acțiune pe plan extern încă din toamna anului 1940, prin intermediul prietenilor mei Niculescu Buzești și inginer V.R. Georgescu și cu ajutorul timișilor mei din străinătate. Prin desfășurarea acestei acțiuni s-au obținut condițiunile de armistițiu stabilite la Cairo, pe care eu personal am acceptat în numele Partidului Național Liberal, la dorința exprimată de reprezentanții celor trei guverne aliate. Evenimentele de la 23 august 1944 au fost, deci, urmarea logică și rezultatul direct al acțiunei partidului nostru, încoronată prin hotărârile înțelepte și energice ale majestății sale regele. Asupra celor petrecute în ziua de 23 august 1944, eu am fost audiat la Tribunalul Poporului ca martor și nu ca istoriograf sau organizator. Sub povara jurământului, eu nu puteam mărturisi decât fapte știute de mine direct. Am fost întrebat ce știu despre ultima audiență de la Palatul Mareșalului Antonescu și am precizat că nu pot da relațiuni nefiind martor ocular. Cât privește participarea mea la punerea concretă în aplicarea loviturii de la 23 august, nu am fost întrebat. În cazul în care mi s-a fi pus această întrebare, aș fi constatat, pentru deplină clarificare acțiunii, că amănuntele loviturii le-am discutat în repetate întâlniri cu Majestatea sa regele, cu domnul Mareșal Stârcea, cu domnul Niculescu Buzești, care era în centrul mișcării, cu domnul general Sănătescu și cu domnul general Dămăceanu. În ziua de 23 august, dumnealor, între altele, mi-au repetat dorința Majestății sale regele de a forma eu guvernul. Nu am acceptat, motivând că fiind vorba de aplicarea armistițiului, operație prin esență militară, era necesară ca președintele Consiliului să fie un militar. Am consimțit însă să intru în guvern ca ministru fără portofoliu spre a da colorit politic și popular guvernului. După arestarea Mareșalului Antonescu am fost informat
Deoarece cu ceilalți conducători ai Partidului din Blocul Democratic, imediat după săvârșirea ei, adică în ziua 23 august 1944, la orele 17.30, prin domnul dr. Aurel Leucuția, de către domnul general al mareșal al Palatului, Mocioni Stârcea. Într-un apartament al locuinței domnului Leucuția se aflau în acel moment reprezentanții Blocului Democratic în frunte cu domnul Pătrășcanu și Titel Petrescu, care așteptau rezultatul loviturii de stat și chemarea la palat. În zorii zilei următoare, domnul general Niculescu Buzești m-a anunțat prin domnul Leucuția că germanii pregătesc atacul asupra capitalei, rugându-mă să mă prezint imediat la palat. În dimineața de 24 august, fiind la Palatul Regal de la orele 6, am contribuit împreună cu membrii noului guvern aflați la palat la luarea măsurilor pentru respingerea coloanelor germane ce se îndreptau spre capitală, deci la întoarcerea armelor împotriva foștilor aliați ai țării. Aceasta în timp ce nemții bombardau Palatul Regal, pricinuind morți și răniți, jertfe ale nerespectării obligațiilor de onoare germane. Am stat în Palatul Regal, care era obiectivul de căpetenie al avioanelor germane, în tot timpul bombardamentelor. Vă rog, domnule președinte, să binevoiți a dispune ca aceste precizări să fie alăturate declarațiilor mele din 11 mai anul curent, pe care le completează. Primiți, vă rog, domnule președinte, asigurarea considerațiunii mele. Iuliu Maniu, Partidul Național Țărănesc, București, 12 mai 1946. Arhivele statului București, microfilm după dosarul procesului, rola 31.